Doamnelor și domnilor, suntem împreună din nou la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi îl avem invitat pe domnul Marius Bodea, președintele organizației municipale a Partidului Național Liberal și candidatul acestui partid la funcția de primar al municipiului Iași. Hristos a înviat, domnul Bodea, bine ați revenit în studiourile noastre. Adevărat a înviat, bine v-am găsit. Domnul Bodea, aș vrea să încep această ediție cu o întrebare normală, spun eu, pentru toți telespectatorii. Partidul Național Liberal se adresează electoratului de dreapta. Aveți un electorat stabil. Partidul Național Liberal are un electorat stabil. Ca să puteți câștiga alegerile municipiului Iași, trebuie să vă adresați și electoratului de stânga și acelor indeciși. Cum puteți să câștigați voturile acestor electori? Prin ce? În primul rând, aș dori să fac o precizare de la început. Politicile Partidului Național Liberal se adresează tuturor cetățenilor. Așa e și corect, că nu poți să conduci o comunitate. Așa este, da. Dar doar pentru orientarea cei care te-au Partidului votat. Național Liberal, da, este aici de... este o diferență de abordare între ce înseamnă politică de dreapta și ce înseamnă politică de stânga. Partidul Național Liberal încurajează munca, încurajează crearea de locuri de muncă, încurajează dezvoltarea mediului antreprenorial și încurajează profilul orașului Iași ca un profil de oraș european. Este o diferență fundamentală, în timp ce Partidul Social Democrat, principalul competitor, încurajează nemunca, încurajează prestațiile sociale, pomenile sociale. E, dacă vreți, ca o parabolă sau ca o comparație așa, Partidul Național Liberal dă omului undița să-și poată pescui peștele, să aibă ce să mănânce. Partidul Social Democrat dă direct peștele atât cât are, după ce se termină să alege praful. Bun, da, acum și electoratul spune, domnule, dai undița, mă înveți să pescuiesc, e posibil vreo, știu o lună, două, să nu reușesc să prind peștele. Partidul Social Democrat, cum a spus dumneavoastră, să vină cu peștele direct. Dar vreau să vă rog un lucru. Presupuneți că eu sunt un votant indecis. Am de ales. De ce v-aș da votul dumneavoastră? În primul rând, pentru că eu și Partidul Național Liberal venim cu o propunere de schimbare în orașul Iași. Trebuie să ținem cont că în orașul Iași administrația este condusă de 15 ani de Partidul Social Democrat și ca persoane de aceiași oameni. Adică domnul Simirad l-a adus în primărie pe domnul Chirica, domnul Nichita a ajuns, l-a găsit pe domnul Chirica, l-a crescut, l-a făcut viceprimar, președinte de organizație PSD, sunt aceiași oameni. Nu poate fi primită o variantă sau un slogan din partea acestor domni, un nou început sau altceva pentru orașul nostru. Au avut la dispoziție 15 ani să facă ceva, nu au făcut, de aceea este momentul totuși să ne gândim că Iașului trebuie un alt primar. Și nu-i trebuie doar că este un ciclu electoral și e un moft. Hai să mai schimbăm. Îi trebuie pentru că de 15 ani orașul Iași se află în stagnare. Toate orașele de dimensiunea orașului Iași din România, Cluj, Timișoara, să luăm ca prim exemplu, ne-au depășit cu mulți ani lumină dezvoltare. Mai nou ne-au depășit și orașe mai mici decât orașul Iași. Și statisticile sunt crunte. Salariul mediu brut, venitul mediu salarial în Iași este sub media națională, deci sub media națională, înțelegând că multe din alte orașe mult mai mici sunt peste orașul Iași. Produsul intern brut în Iași și în zonă este cu aproape 40% mai mic decât media națională. Avem eșec după eșec, după cum vedem pe bandă rulantă. Falimentează CET, falimentează RATP, falimentează zona de cultură. Ce trebuie mai mult decât să schimbăm cu adevărat, să avem și noi parte de un oraș european? Și ca să vedeți că nu sunt doar vorbe, tinerii noștri, studenți în anul 1, în anul 2, în anul 3, au început să plece din Iași către alte orașe ale României. Până acum așa ceva nu s-a întâmplat. Este semnul care trebuie să tragă, dacă vreți, o tușă groasă, o alarmă foarte serioasă că ne pleacă creierile. Și devine un cerc vicios care nu mai poți opri. În lipsă de creiere nu mai poți dezvolta comunitatea, comunitatea nu mai are să ofere tinerilor și tot așa. E un cerc vicios extrem de periculos. Bun, ați expus aici unele motive și aș vrea să le dezvoltați puțin. Spuneți că Iașul stagnează, nu reușește să se dezvolte, să depășească acest prag. Ce puteți face dumneavoastră în funcția de primar pentru a ajuta la dezvoltarea Iașului? Vreau din capul locului să se înțeleagă. Sunt două paliere. În primul rând, administrarea bună a orașului, adică ceea ce face administrația pentru cetățenii săi. Și aici putem vorbi de transparentizarea cheltuielilor, de automatizarea serviciilor publice,
astfel încât să rămână foarte, foarte puține servicii publice operate de către un funcționar. Acolo unde se poate automatiza, omul trebuie să aibă acces singur de acasă sau foarte simplu de la un centru, de la o primărie de cartier despre care putem vorbi și așa mai departe. Atitudinea funcționarilor față de cetățenii orașului. Evident că astăzi avem o reală problemă și peste tot unde am mers în oraș, oamenii s-au plâns de atitudinea funcționarilor din primărie. Eu nu blamez funcționarul de rând. El face parte dintr-un sistem care nu știe încotro se îndreaptă. Un funcționar primește sarcini, primește o educație, o îndrumare de la un superior ierarhic. Se va manifesta în consecință. Nu omul de la ghișeu e de vină, ci șeful din spatele lui care nu a înțeles nimic. Deci genul acesta de atitudine față de funcționari, ea trebuie schimbată. Și se poate foarte simplu face inclusiv o aplicație pentru mobil în care omul să reclame ce s-a întâmplat în data de unde. Și a depus o hârtie și să urmărească totodată și traseul acelui document. Deci asta este o zonă, dacă vreți, de atitudine față de cetățeni. Pe de altă parte, sunt o grămadă de probleme edilitare nerezolvate de 15 ani. Sunt astăzi, poate pare greu de crezut, dar ieșenii știu ce spun, străzi unde nu s-a intervenit de peste 20 de ani, care arată nu ca după război, mai rău decât după un război. Este inadmisibil să, după 20 de ani, să vorbim tot de străzi și parcări sparte, de lipsă de parcuri, de lipsă de spații de joacă pentru copii, de lipsă de terenuri de fotbal. Ne mai vorbim că nu avem o sală polivalentă în Iași sau un stadion cum trebuie la standarde europene sau un bazin olimpic, Iașul. Deci, vedeți, sunt probleme edilitare rămase nerezolvate de atâția și atâția ani. Pe de altă parte, vorbim de mediul de dezvoltare economică, mediul antreprenorial. Este foarte clar că bunăstarea oamenilor este în strânsă legătură cu bunăstarea mediului de afaceri. Obligatoriu, asta e, pentru că dacă sunt mediul de afaceri este puternic dezvoltat, atunci și cei din comunitatea locală trăiesc mai bine. Pentru că o primărie funcționează tot pe bază de cheltuieli. Strânge venituri și veniturile respective le cheltuie pentru comunitate. Dacă nu dezvolți mediul de afaceri, vei fi nevoit să împovărezi în continuu populația ca să ai nivelul de subsistență financiară. Vă întrerup puțin, știți de ce? Pentru că până acum despre dezvoltarea mediului de afaceri au vorbit toți candidații la primăria municipiului Iași, dar concret. Exact. Ce anume poate să facă primarul municipiului Iași concret pentru dezvoltarea acestui mediu de afaceri? Urma să spun, în deschidere am încercat să explic sensul dezvoltării economice. Eu îmi propun ca în primul mandat să avem la Iași construit primul parc industrial al Iașului. În România sunt 70 de parcuri industriale, în Iași nu este nici unul. Este inadmisibil. Un parc industrial înseamnă minim 3.000 de locuri de muncă și cifra pe care o spun acum este una modestă raportată la ce poate de fapt să facă Iașul. Locuri de muncă stabile, bine plătite, nu mai pleacă, oamenii rămân aici. Mediul antreprenorial se dezvoltă pentru că parcul industrial înseamnă facilitate fiscală pentru cei care își construiesc acolo. Bun, cei care construiesc acolo vor plăti chirie sau cum? Păi despre asta este vorba. Există o lege a parcurilor industriale care oferă o amnistie fiscală, ca să spun așa, de fapt o scutire fiscală pe o perioadă de maxim 5 ani de zile. Vii, construiești și nu plătești impozit de 5 ani de zile, doar impozitele pe salarii care sunt obligatorii. Dar tu îi oferi acelui om platforma, îi oferi utilitățile, îi oferi acces la infrastructură și el vine și își construiește. Pe de altă parte, oamenii ajunși odată acolo trebuie susținuți de mediul academic. În ce sens? Noi trebuie să gândim Iașul ca un pol al inovării. Avem un mediu academic încă puternic, deși, așa cum spuneam, hemoragia aceasta de creiere îl va atrofia în timp dacă nu se oprește. Mediul academic poate să facă tehnologie, să o transfere către produse, astfel încât cei care vin aici să producă produse, în propriu spus, cu valoare adăugată mare, astfel încât acelea să fie valoroase. Într-un parc industrial se pot asocia firme care împreună, construind ca un puzzle, fiecare o bucată, creează un produs final. Noi, în momentul ăsta, nu exportăm produse, exportăm doar componente, bucățele de soft, bucățele de produse. În schimb, alții își vor pune valoare adăugată mare în afara țării noastre. Asta este un alt aspect. Apoi, de ce pleacă tinerii? Am identificat măcar două cauze. În primul rând, nu există o perspectivă culturală care să-i țină aici în jurul unor manifestări, că sunt tineri, vor să se distreze. Este un prim motiv. Al doilea motiv este că, odată ce au terminat studiile, nu văd o perspectivă să înceapă o afacere. De aceea, eu îmi propun să dezvoltăm minim 3 incubatoare de afaceri. Ce avem astăzi în Iași la Tehnopolis este un simulacru. Dar sunt incubatoare de afaceri și în alte locații. Ultimul care este deschis la așa numita intersecție 5 drumuri. Care eu vorbesc de incubatoare de afaceri cu adevărat, în care primăria să aibă rol de business angel. Să-i vegheze, să le ofere suport juridic, să le ofere tot ce le trebuie, dar în paralel cu
locul de desfășurare, cum ar veni fizic, trebuie să existe scheme de minimis, despre asta vorbim. Scheme de minimis pentru începerea de afaceri de către tineri. Asta, așa ceva nu există, deși legislația permite. Asta este un paradox. Nu au gândit în felul acesta. Ajutorul de minimis s-a acordat de către Primăria Municipiului Iași pentru că știam că acest ajutor de minimis se acordă de către ministere, fiecare pe domeniul lui. Primăriile, prin hotărâri de Consiliul Local, pot aloca din bugetul propriu ajutoare pentru minimis. De altfel, primăriile pot aloca inclusiv fonduri pentru premierea de afaceri din Iași pentru a stimula producția autohtonă. Este vorba doar de o viziune pe care trebuie să o aibă un edil, un executiv sau un legislativ până la urmă, numai ideea să vină de undeva. Ce lipsește iarăși Iașului din punctul acesta de vedere antreprenorial? Ne lipsește de săvârșire un birou unic, adică el este cunoscut în afară ca one-stop shop. Afaceristul a intrat în primărie într-un punct și de acolo a ieșit pe loc cu avizul care îi trebuie. Nu stă el la uși să obțină avize și semnături rând pe rând. Pentru că dacă ne uităm pe o hârtie eliberată de primăria Iași, putem vedea oglinda birocrației. O hârtie este purtătoare de 5 ori 7 semnături. Așa este, da, trebuie să semneze cel care a făcut Nu este hârtia, treaba omului de afaceri să umble cu hârtia în mână pe la semnături. El s-a adresat instituției primăriei, lui se eliberează o hârtie cu semnătura care este validă pentru a folosi actul respectiv. Este un lucru foarte simplu care se întâmplă în celelalte orașe la care facem referire, numai în Iași parcă nu. Eu, sincer, îmi propun să fiu cel mai pro-business primar pe care l-a avut Iașul, pentru că înțeleg foarte bine de ce dezvoltarea economică duce la dezvoltarea comunitară în general. Nu se poate să faci dezvoltare economică doar din pomeni sociale. De fapt, nu a ajuns deloc în felul acesta. Și mai este un aspect pe care puțină lume îl ia în discuții de teama unor reacții nepotrivite a populației. Noi trebuie să ne decuplăm de la filozofia aceasta pomenilor sociale care ne-a distrus fibra demnității în Iași. Haideți să facem cum se face în exterior, că oamenii în nevoie sunt peste tot în lume. În schimb, administrațiile europene au mutat macazul de la prestații sociale, pomeni sociale, la servicii sociale. Adică dă șansa ONG-urilor, spre exemplu, finanțându-le din bugetul lor, asigurându-le bani pentru posibil beneficiari, să facă această reintegrare în munca persoanelor aflate la nevoie în funcție de situația în care se află. Adică îl lași să fie civilizat, să primească un salariu, să-și plătească taxele. Nu să-l umilești ca o marfă electorală. Aici ați atins un subiect puțin sensibil, pentru că sunt acei asistați sociali care susțin sus și tare că nu-și găsesc un loc de muncă, nu reușesc să aibă un câștig și atunci stau la așa numita milă, pomană socială. Legiuitorul a intervenit foarte bine și în 2015 s-a aprobat o lege, legea întreprinderilor sociale. Astfel, statul astăzi este organizat în public, privat și întreprinderi sociale. Sunt întreprinderi cu statut special în care poți angaja cu ușurință astfel de oameni care pot să facă să-și desfășoare munca, iar rezultatul muncilor, produsul, serviciul este asimilat de către comunitate mult mai ușor, pentru că la rândul lor cei care cumpără la întreprinderile sociale primesc facilități. Cadrul legal există, este cadrul european, a fost implementat. Bun, și aici cum poate interveni primarul? Păi foarte simplu, avem un buget acordat Direcției de Asistențe Comunitare, da? Pe 2016 este 60 de milioane de lei. Vă invit, dar cu siguranță nu o să reușiți, dar vă invit să încercați să vedeți pe ce se cheltuie acești bani. Nu o să vedeți nici măcar un leu unde se duce. Această lipsă de transparență creează premizele cheltuirii ineficiente a banilor și nu urmărește scopul. Banul trebuie să urmeze beneficiarul. În străinătate, raportul este în felul următor. Statul ține pentru cheltuiala centralizată, să-i spun așa, prin infrastructura proprie, maxim 10% din fonduri și 90% pleacă către fundații, ONG-uri, care nu au scop patrimonial, nu vor să facă profit, ci vor să deservească cât mai bine beneficiarii aflați în nevoie. La noi cum e? La noi, în Iași, doar 8% se îndreaptă către zona de ONG-uri, deci către cei dedicați, specializați să facă asta, restul ține statul și ce e vedem... E posibil ca acest domeniu al organizațiilor non-guvernamentale să nu fie dezvoltat? Se încearcă, există o ambiție, cum rar am mai văzut în Iași, sunt organizații profesioniste care asta fac. Se izbesc de un zid al transparenței în continuu, să se luptă, nu se lasă, asta este foarte important și mesajul meu este că în curând vom putea face ca banii să urmeze cu adevărat beneficiarul. Pentru că dacă eu ca și primărie vreau să cheltui un leu pentru un om aflat la nevoie, leu acela trebuie să asigure cele mai bune condiții pentru om. Dar ce se întâmplă astăzi? Păi vedem nenumărate nunți stradale, ca să spun așa, în care se împarte fie fasole cu ciolan, fie plăcinte. Nu mai contează că cel care vine și mănâncă nu este în nevoie, știți? Nu mai este niciun control.
Deci da. Haideți banii să ajungă la cei în nevoie. Omul respectiv să aibă demnitate, să aibă și el salariul său, să poată să la anunțul să-și cumpere, nu să stea cu mâna întinsă. Și vă spun că lucrurile se schimbă. Asta am văzut-o din discuții cu oamenii. Oameni care au spus, domnule, poate să-mi ia și seniori vorbesc, oameni mai în vârstă, care spun, domnule, poate să-mi ia și liberul pe transport în comun. M-am săturat de umilința asta pentru că de liberul acela suferă atâția ani în sărăcie. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dezbaterea Zilei, ediție sub numele Buna Administrație, Adevărata Schimbare. Mulțumim pentru atenție, la revedere!